Bună dimineața, București, cu Alex și Andreea la pătrat acum, pentru că nu mai sunt singura Andreea din matinal. Andreea Di ni s-a alăturat acum. Bună dimineața! Bună dimineața, București! Bună dimineața tuturor și la mulți ani, nu? La mulți ani? Da, la bună mulți dimineața. Ani! La mulți ani ție, Andreea! Și la mulți ani și ție! Românilor. Și ție, Andreea! Mulțumesc frumos! Ce faci? Bine, ce să fac? Vă ascultam! Și ți-a plăcut ce ai auzit până acum? Foarte mult! Foarte, foarte mult! Mai ales îmi place că-mi difuzați piesa! Păi, normal! Zine cu piesa! All That You Say Is Tatara! Care-i povestea? Povestea a început în studiourile Metropolitan Records. Silviu de la Deep Style DJs a făcut negativul, după care a venit și linia și o parte din linie m-a inspirat și pe mine și am făcut și eu alături de el această piesă, pe versurile lui Dragoș Chircu, cel care a fost la Vocea României. Iar piesa exprimă treaba aia de iubire neîmpărtășită. Adică doar unul a iubit și a crezut în minciunile celuilalt cumva. Chiar dacă este o piesă dance, ea are un mesaj foarte puternic ca și text. Cam trist. Minte-mă frumos, ceva da, de genul da, ăsta. E optimist așa cumva, la final o face mai puternică da. Pe ea. Adică nu? Și chestia asta, ce nu te omoară, te face mai puternic. Te face mai puternic. Da, tatara bravo. E un fel păi de vine... tatara. Scuză-mă da. Că te întrerup. Ce înseamnă? Vreau să explic nicio oamenilor problemă. Ce înseamnă tatara. Tatarau e de fapt un fel de bla bla bla, all that you say is tatara, adică tot ce mă mai spui acum sunt doar niște cuvinte pe care le aud undeva pe fundal, nu mă mai interesează. Niște minciunele care nu mai contează, practic. Exact, exact, exact. Măi, o experiență e urâtă. E cadou de sfârșit de an. Da. Da, o experiență urâtă, dar care într-adevăr ne face să scăpăm. Exact, exact, exact. Eu sper să ascultați piesa și să sunt convinsă că oamenii se vor regăsi în mesajul ei și se vor și distra, pentru că piesa până la urmă este o piesă dance. Da, e ritmată, nu mai bună pentru da. Petrecerile de Revelion sau de Crăciun, atât cât vor fi, dacă vor Doamne mai... ajută să putem să dansăm de Revelion și de Crăciun. Asta ne dorim. Ce urmează pentru tine? Te-aș întreba de vreun concert, de vreo cântare live pe undeva, are rost în perioada următoare? Momentan sunt doar promisiuni, nu știm ce va fi, așteptăm și noi stăm în stand-by. Până atunci cântăm la noi în case, pe la radio, pe unde putem. Hai mă, se poate cânta și se poate dansa și cu distanțe de 1,5 metri, deci nu e o problemă, mai ales la muzica dance, nu trebuie să fie apropiat. Corect, deci, așa este, corect. La da. Mai, la mai mare, vreau da. Să spun că e un cadou de sfârșit de an piesa asta pentru fanii tăi și pentru tine, de ce nu? Ea face exact. Parte dintr-un proiect mai amplu, urmează un album, cuprinzi piesele tale în ceea ce omul spune, domne, album lansat, acum nu-l mai lansăm pe CD neapărat, poate să apară și prin alte metode în piață. Ce urmează? Acum albumele sunt digitale, bineînțeles că am o grămadă de exact. Piese, doar că acum urmează, dacă, mă rog, sunt convinsă că știți și restul pieselor, este o schimbare de stil, o maturizare a mea ca artist și cred că mă voi duce în direcția asta mai nou. O să fac o altă piesă tot în genul. Ok. Așa. Deci să înțeleg că ai lucruri pregătite, nu știu, vreo colaborare da. Interesantă pentru perioada următoare? Nu m-am gândit, abia am lansat piesa și reacțiile sunt foarte bune și vreau să mă bucur momentan de treaba asta și de momentul ăsta și o să vedem ce va fi. De momentul tău și apoi ai... mai vedem. Da. Exact. Ai ascultători care te urmăresc, să știi, te apropii de 1 milion cu It's Your Birthday, da, pe Spotify. De exemplu. Și piesa nouă pe care am ascultat-o, All That You Say Is Tatara, bla bla bla, ul acesta, iată că prinde mm-hmm. bine și are vizualizări și a depășit 100.000 de vizualizări mai puțin de 5 zile, adică ieri deja aveam 100.000 de vizualizări și mă bucură foarte tare. Cumva piesa așa asta noi cei din Ploiești de succes. Da. V-ați găsit. Ei, noi suntem și modești. Te credeai că te las singur așa? Da, da, da. E o dispută pe care o am eu cu Andreea mea din studio, da, legată de Ploiești versus Buzău. Să cânt și pe la Buzău, să le faci și lor o plăcere, așa, totuși, să se simtă ca bine. Ca să fie, noi am fost, de exemplu, când DJ Sava este din Buzău și, practic, noi eram Buzău și Ploiești. Poftim. Când am cântat cu DJ Sava, eram Buzău și Ploiești.
Deci nu vezi... mai pot fi acuzat acum de nepotisme și alte lucruri că a venit exact. Andreea să participe în matinal doar că e din Ploiești. Iată că și Buzăul era mare căutare, drept pentru care e cam împăcat și capra și varza. Noi am lansat azi o provocare apropo de sărbători și de cadouri pentru luna decembrie. Așa. Și iată, tu faci un cadou muzical. La tine e simplu, știi? Ce vor fanii de la tine? Nu o să-ți ceară niciodată chestii materiale. Le faci cadou muzica ta. Dar dacă ar fi așa să-ți stabilești un buget pentru anul acesta... Unde s-ar situa el? Noi am concluzionat că darul nu are un preț anume, până la urmă e vorba de gest. Nu ne place să primim sănătate pentru că sănătate ne dă doar Dumnezeu, nu ne poate da o persoană anume, drept pentru care rămânem la chestii care ne fac plăcere. Ți-ai stabilit un buget, ai făcut planul, ataci frontal magazinul, mall-ul, ai așa o viziune asupra ceea ce se va întâmpla? Dă-ne și nouă pontul de sărbători. Sinceră să fiu, nu mi-am făcut planuri. Pe termen scurt, eu ajut și alți copii și fac bine cât pot de mult. Și atunci, primordial acum pentru mine este să mă duc să iau niște cadouri pentru cineva care are nevoie și la care Moș Crăciun este doar un vis. Și încerc să fiu eu Moș Crăciun, după care pentru familia mea, nu știu, nu, încă nici nu știu ce-și doresc, sinceră să fiu. Să nu mă spuneți acum, sper să nu mă audă. Pentru că a fost o nebunie cu piesa și cu proiectul ăsta acum, pe sfârșit de an, și nu am avut timp efectiv să mă gândesc. Probabil fetița mea o să-și dorească toate păpușile cu Elsa din lume. Normal. Și toate rochițele și, nu știu, soțul meu cred că vrea să fim fericite. Altceva. Altceva. Păi atunci să investească, mă gândesc, pentru un cadou potrivit de Crăciun, că sunt momente în care se mai și cumpără fericirea. Voiam să te întreb ce zodie ești, pentru că avem un articol. Fecioară, avem un articol interesant. Sunt curioasă dacă te nimerim sau nu. Există... Scuze-mă că te întrerup. Te rog. O să spun ceva ce nu știe foarte multă lume. Copilul meu este născut în aceeași zi cu mine. Tot fecioară în aceeași zi. Ce frumos! Păi hai să vedem dacă v-am nimerit la capitolul cadouri. Soțul tău este fericit, are o zi plină. Trebuie să fie în forță în data respectivă, da? Din toate punctele de vedere. Pregătit și sufletește și moral. Bun. Hai să vedem dacă aveți cadourile astea în plan. O dată e gaura. O dată, măcar trebuie să țină minte o singură dată. Deci pentru fecioare... voi puneți mare preț pe sănătate, așadar unui nativ fecioare îi putea face un cadou util și benefic în același timp, precum un abonament la sala de sport sau la piscină, o programare la nutriționist, un masaj sau o excursie, chiar dacă de dimineață până seara. Te-am nimerit sau nu? Au avut dreptate? Bineînțeles, prima variantă, eu fac sport cam de 5 ori pe săptămână, deci binevenit abonamentul la sală. E la fix, da, chiar m-ai nimerit. Cine a făcut horoscopul ăsta? Că l-a făcut foarte bine. Măi, nu știu, dar o să le transmit felicitări. O să las aici un comentariu. Da. L-am găsit. Să știi că în cazul meu nu m-au nimerit. Dar, de ce? La tine ce a picat? Nici nu mai știu. Ceva gadgeturi din astea, tehnologie, inovații în tehnologie. Femeile nu prea o treabă cu tehnologia, cu... Deloc. În general. Un laptop de buzunar, chestiune de genul ăsta. Da. Și eu sunt tot vărsător, deci s-ar putea la mine să fi prins ceva. Dar la Andreea cu siguranță, deci, cu siguranță nu. Același lucru, că e același lucru. Da, același lucru, ăsta vărsător. Păi așa ne aleg pe noi pentru emisiuni, știi? Da, aceea zodie, ca să nu vă certați sau cum. Da, adică nu, când ne întâlnim, spune, matinal trebuie să fie făcut de vărsător, nu putem să punem un vărsător. Se iau potrivirile, știi? Vărsătorul se înțelege cu gemenii, cu balanța, cu racul și, evident, cu vărsătorul. Și a picat vărsătorul la socoteală, dar asta e. Nu putea să mă pună cu un pește, că ieșea cine știe ce matinal Doamne de noapte. Doamne ferește, îți dai seama. Atât s-a putut. Pentru sărbătorile astea, ce planuri ai? Plecați pe undeva, apropo de excursii, sau acasă, petreceți local? Uite că de fiecare dată de Crăciun plecam noi la familiile noastre. E, anul ăsta au spus, băi, știți ceva, noi ne-am cam săturat să pregătim noi masa de Crăciun, ia că venim toți la voi. Așa că mi-au dat de lucru, cumva. Și va trebui ca eu anul ăsta să fac tot ce înseamnă de Crăciun, de la sarmale la cozonaci, salată de beof și așa mai departe. Așa că dacă vreți să mă ajutați pentru masa de Crăciun... Cu idei sau să punem umărul la treabă? Păi nu cu idei, că idei am și eu, multe.
Vreau, bine, da, așa cu teoria toată lumea, poate. Nu, dar vrem și noi un loc la masă. A, da, și tot... un fel de ajutor, corect. Nu, dacă, corect. Tot, dacă da. Tot muncim. Primim și noi locul la masă. Dar aveți nevoie și, de, și de cineva care să deguste merindele, să își dea cu părerea, să da, acorde o notă din punct de vedere calitativ, estetic. Bun, mă bag. Deci vreau să spun când ai propus ajutor că sunt la Buzău în perioada următoare, dar nu, sunt la Ploiești dacă e nevoie pentru degustare. Pe final o să te provocăm așa să adresezi și un mesaj fanilor tăi și o invitație și un punct de reper pentru ceea ce înseamnă perioada imediat următoare în cariera ta. Păi vreau să le transmit să-și trăiască viața frumos, exact cum o vor ei, să nu pună la suflet răutățile și să încerce să fie oameni mai buni. Asta vreau să le transmit și să fie cu ochii și cu urechile pe mine, pentru că urmează noi provocări din punct de vedere muzical. Andreea, abia așteptăm să auzim și următoarele proiecte și cu siguranță ne vom auzi din nou aici în matinal, în Bună dimineața București. Îți mulțumim că ai fost alături de noi astăzi. Baftă, succes, să fii inspirată și când mulțumesc, vine vorba Doamne, de muzică ajută. Și de cadouri și de mâncarea pe care trebuie să o pregătești pentru sărbătorile astea. Și vă pup și pe voi și să aveți sărbători așa cum vi le doriți voi. Mulțumim la fel, te pupăm, mulțumim, succes! Mulțumim la fel și baftă în continuare! Vă pup!